Agitație mare vineri seara într-un local din Dej. Zeci de tineri au asistat la un concert inedit semnat de trupa clujană Camuflaj. Aceștia au concertat timp de o oră, tinerii prezenți la eveniment cântând împreună cu favoriților pe toată durata spectacolului. În cadrul evenimentului ce s-a desfășurat vineri au mai concertat Vescan și Anda Dimitriu. Trupa Camuflaj s-a format în anul 2005 din inițiativa lui Click și Blazon. La un an de la începerea activității muzicale acestora li s-a alăturat și DJ Maca. Formația este cunoscută pentru piesele România și În jurul lumii, care au avut parte de un număr mare de vizualizări pe YouTube. A urmat piesa Pe drumul meu, descrisă ca fiind o poveste despre libertate, despre alegerile tinerilor pierduți într-o lume nebună. Cine au declarat membrii trupei Camuflaj la finalul concertului, aflați din materialul următor. Încă o dată mi-amintesc cum în ultima clipă aparesesc din viața ta să poți fi fericită. Sufletul meu în căutarea ta începe să rătăcească. Inima mea rece, nu credeam că o să iubească. Iubirea zboară întâmplător din lume legată strâns de piciorul unei până sus. Știe cine pare preotă? Sigur nu-i potrivit să-l gând eu. Abia aștept să crești mai mare, să fugim de poliție și să purtăm ochelari de soare, să nu se vadă starea de tranziție. Abia aștept să crești mai mare, să fugim de poliție și să purtăm ochelari de soare, să nu se vadă starea de soare. Fel de care bane, pătrajele din Miami. Pentru tine banii nu contează deloc. Cu tine totul bane, e singură la nane. Nu pierd o scugorane, tu nu mă ceri deloc. Încă e frică, iază dacă s-a cice. La o adică negam ridică în slăbia. Yo, dar asta mică, promete cice. Că va fi cea mai bună vacică, nu mă spune. Și o să plutim într-un lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. În primul rând, cum v-ați simțit voi astăzi la Dej? Super tare, ca de fiecare dată. De fiecare dată la Dej a fost tare. Am mai fost... De câte ori am fost? De două sau de trei? Asta e a treia oară. Și de fiecare dată a fost super tare. Și seara asta la fel. Cum de continuați să reveniți? Pentru că ne place și publicul din Dej simte ceea ce facem noi și atunci noi venim cu plăcere aici. Spuneți-mi, cum ați simțit voi publicul dejan? Foarte tare. Publicul deja întotdeauna a fost un mare susținător. Adică de fiecare dată când a venit, o știu piesele, o cânta cu noi. Să înțelegem că o să mai veniți la Dej. Bineînțeles. Ori de câte ori o să fiți chemați? Ori de câte ori am fi chemați, noi venim cu plăcere, după cum spuneam. Și câteodată venim, chiar dacă nu ne chemați, noi oricum venim, știi? Încă o întrebare foarte pe scurt. Spuneți-ne ce noutăți pregătiți. Pregătim albumul nostru de debut, Click One Shot, împreună Camuflaj. Aviz amatorilor care cred că, virgulă, Camuflaj e unul singur. Suntem doi, Click One Shot. Asta a fost true. Bă, eu nu-i mai suport, sincer. Bă, noi suntem doi, nu suntem unul. Băgați bine la cap. One love. În timpul concertului au mai cântat Vescan și Anda. Cum de? Sunt niște apropiați ai voștri, să înțeleg. Păi sunt unii dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Adică Vescan și Anda sunt unii dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Normal că de fiecare dată o să ne susținem reciproc.